If you're a child of God and somebody were to ask you, how do you know that Jesus loves you? Dacă tu ești un copil al lui Dumnezeu și te-ar întreba cineva, de unde știi că Iisus Hristos te iubește? The little children sing a song, Jesus loves me, this I know. Copiii au un cântec care spune așa, Iisus mă iubește, da, eu știu. How would you answer that question? Dar tu cum ai răspunde ca și adult unei asemenea întrebări? Somebody asks you, how do you know Jesus loves you? Te întreabă cineva, de unde știi că te iubește Iisus? Would you give the answer that is found in Revelation chapter 3 verse 19? Ai răspunde tu cu versetul din Apocalipsa 3 cu 19? See what it says in Revelation 3:19. Iată ce spune în Apocalipsa 3 cu 19. These are the words of Jesus not to unbelievers but to believers. Sunt cuvintele Domnului Iisus pentru credincioși, pentru creștini și nu pentru necreștini. To the elder of the church in Laodicea. Către prezbiterul bisericii din Laodicea. And to the church in Laodicea. Și bisericii din Laodicea. Those whom I love, I reprove and discipline. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Therefore be zealous and repent. De aceea fiți plini de râvnă și pocăiește-te. Do believers have to repent? Oare trebuie creștinii să se pocăiască? In Revelation 2 and 3 we read that even the elders of churches have to repent. În Apocalipsa capitolele 2 și 3 spune că până și prezbiterii bisericilor trebuie să se pocăiască. You read Revelation 2 and 3 to 5 churches, the elders, the Lord Jesus says you elders need to repent. Citiți în Apocalipsa 2 și 3 cum Dumnezeu poruncește prezbiterilor din 5 biserici să se pocăiască. If elders need to repent, what about the rest of us? Păi dacă prezbiterii trebuiau să se pocăiască, cum rămâne cu restul, cu noi? There is nobody, no believer who does not need to repent. Everybody has to repent. Nu este nimeni pe pământ care nu trebuie, care nu are nevoie de care să nu aibă nevoie de pocăință. And so he says, those whom I love, I rebuke and I discipline. De aceea spune că eu mustru și pedepsesc pe cei pe care iubesc. When I was a young believer, când eram un tânăr creștin, if you asked me, dacă m-ai fi întrebat, how do you know Jesus loves you? De unde știi că Iisus te iubește? I would have only one answer. Aveam un singur răspuns de dat. The answer that most believers give. Acela pe care cei mai mulți creștini îl dau. He died for me. Pentru că a murit pe mine. That pentru is mine. How I know he loves me. Astfel știu că mă iubește. And that is true. Și adevărat. But today if you ask me, dar astăzi dacă mă întrebi, how do you know Jesus loves you? De unde știi că te iubește Iisus? I would say he loves me and he died for me. Aș spune așa, mă iubește pentru că a murit pentru mine. But I would also say, dar ce-aș mai spune, when I go even slightly wrong, he rebukes me. Că eu chiar și atunci când puțin mă îndepărtez de el, el mă pedepsește. Și mă mustră, mă disciplinează. That's how I know he loves me. Astfel știu că mă iubește. If he did not discipline me, I would not know whether he loves me. Dacă nu m-ar disciplina Dumnezeu, nu aș ști că mă iubește. We don't discipline our neighbors' children. Noi nu disciplinăm copiii vecinilor. There's so many wayward children in the world, we don't discipline them. Sunt atâția copii rătăciți în lume și noi nu-i disciplinăm. And if you don't love your children, you won't discipline them either. Și dacă nu -ți iubești copiii tăi, nici pe ei nu-i vei disciplina. But God loves us so much that he disciplines us. Dar Dumnezeu ne iubește așa de mult încât ne disciplinează. And it says in Hebrews 12 and verse 10. Și spune în Evrei 12 cu 10. Hebrews 12 verse 11. Pardon, cu all discipline for the moment seems not to be joyful. Hebrews 12, orice pedeapsă pentru moment pare o pricină de întristare și nu de bucurie. But sorrowful. Verse 11? Yes. But to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceable fruit of righteousness. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada tătătoare de pacea neprihănirii. Why does God discipline us? De ce ne disciplinează Dumnezeu? Verse 10, so that we may share his holiness. În versetul 10, Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă for our good. Sfințeniei lui. That we may share his holiness. Ca noi să împărtășim cu el sfințenia lui. If I were to ask you, dacă te-aș întreba, how many of you want to share God's holiness? Câți dintre voi vreți să fiți sfinți ca Dumnezeu? I think all of us will raise their hands. Cred că toți ar ridica mâna. How many of you want to be disciplined by God? Câți dintre voi vreți să fiți disciplinați de Dumnezeu?
Oh, we're not so sure about that. Nu mai suntem așa de siguri în privința asta. But it says here we have to be disciplined if we want to share his holiness. Dar spune aici că trebuie să fim pedepsiți, disciplinați ca să împărtășim sfințenia lui. But when we go through that discipline, it is not very joyful. Dar când trecem prin perioada asta de disciplinare, nu e foarte mare bucurie. We saw in verse 11, if we allow the discipline to train us. Dar am văzut în versetul 11 că dacă permitem pedepsei să ne pregătească, apoi afterwards it will yield a fruit. Mai pe urmă aduce o roadă. The peaceful fruit of righteousness. Dătătoare de pace a dreptății. Many believers don't have righteousness and they don't have peace. Sunt mulți creștini care nu au nici neprihănire, nici pace. That means when they got disciplined, they did not allow that discipline to train them. Asta înseamnă că atunci când au trecut prin perioada de disciplinare, nu au permis să fie formați. It doesn't say here that everybody who gets disciplined will have peace and righteousness. Nu spune aici că toți cei care vor fi disciplinați vor avea automat o viață neprihănită. Those who allow that discipline to train them. Ci doar cei care permit ca acea disciplină, acea pedeapsă să-i formeze. We can't say that everybody who goes to college gets a degree. Nu poți să spui că toți care merg la facultate și termină acea facultate. Some fail, never finish college. Unii nici măcar nu ajung în anul terminal. But those who take their studies seriously, they get a degree. Dar cei care studiază serios, ei vor primi o diplomă. And throughout the history we read in the Bible of godly men, God had to discipline them. Și citim în istoria creștinismului despre oameni pe care Dumnezeu a trebuit să îi disciplineze. And what does he seek to do? Și ce caută Dumnezeu să facă disciplinându-i? Mainly to take away our pride. În primul rând, să ne elibereze de mândrie. The biggest problem that all believers have is pride. Cea mai mare problemă a creștinilor este mândria. You may think your biggest problem is your anger or your sexually dirty thoughts. Tu poate crezi că cea mai mare problemă ta este mânia sau gândurile murdare sexuale. That is not the root of the problem. That is only the fruit. Dar nu asta e rădăcina problemei, ci este doar roada ei. If you take away the root, the fruit will take care of itself. Dacă scoți, dacă ai grijă și scoți rădăcina, și roada va dispărea. The root of the problem is pride. Rădăcina păcatului, a problemei este mândria. All children are born into the world with pride. Toți copiii vin în lume, se nasc cu mândrie în ei. And as they grow up and they accomplish things, they become more and more proud. Și pe măsură ce cresc și acumulează lucruri, ei devin din ce în ce mai mândri. If they are cleverer than the other students in school, they are proud. Dacă sunt mai isteți decât ceilalți colegi de facultate, sunt mai mândri. If their parents are richer than other people's parents, they are proud. Dacă părinții lor sunt mai bogați decât ai altor colegi, ei sunt mândri. If they can play some game or some musical instrument better than others, they are proud. Dacă sunt bun la un anumit meci de fotbal sau cântă un anumit instrument, sunt mai mândri decât they alții. They come to church and they can preach better or play an instrument better, they become proud. Sau dacă vin la biserică și predică la amvon or cântă, ei sunt mai mândri decât alții. It is the number one problem with all of God's people. Este problema numărul unu a tuturor oamenilor lui Dumnezeu. And that is the main reason God has to discipline us. Și acesta este principalul motiv pentru care Dumnezeu trebuie să ne pedepsească. Elders can be proud. Păstorii, presbiterii pot fi mândri. Preachers can be proud. Predicatorii pot fi mândri. Musicians can be proud. Cântăreții pot fi mândri. Apostles can be proud. Apostolii pot fi mândri. Prophets can be proud. Profeții pot fi mândri. And new believers can be proud. Și credincioșii noi pot fi plini de mândrie. See what it says in 1 Timothy 3. Iată ce spune în 1 Timotei 3. Paul is writing to Timothy. When you appoint an elder, just make sure that he has some qualifications. Pavel îi spune lui Timotei că atunci când numește un presbiter, acesta trebuie să întrunească niște condiții. And verse 6, never appoint a new convert as an elder because he may fall into the condemnation incurred by the devil. Pentru un presbiter este să nu fie întors de curând la Domnul, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osândă. You cannot make a new believer an elder. N-ai voie să numești un convertit recent ca și presbiter. De ce? Supposing he knows the Bible well. Poate el cunoaște Biblia foarte bine. Supposing he's a good preacher. Poate e un predicator bun. But he's a new believer. Dar este un credincios nou. Ah, Paul says don't make him an elder. Pavel spune nu, nu-l face presbiter. Because he can become proud. Pentru că el poate deveni mândru. New believers can become proud. Credincioșii noi pot deveni mândri.
And then when they become proud, they fall into the judgment incurred by Satan. Și când devin mândri, ei cad în plasa diavolului. You know, the devil became the devil not because he committed adultery. Știți, diavolul a ajuns diavol nu pentru că a comis adulter. He was the head of the angels. Diavolul era înainte capul îngerilor. In the time of Noah, we read about some angels who developed some type of sexual desire and committed some type of fornication with women on earth. În timpul lui Noe citim despre niște îngeri care au comis păcate sexuale cu femei de pe pământ. You read that in Genesis 6. Citiți asta în Geneza 6. So it is possible for angels to have those type of dirty desires. Deci este posibil pentru îngeri să aibă și ei aceste dorințe păcătoase sexuale. But the head of the angels, Lucifer, he did not have that desire. Căpetenia îngerilor, el nu avea această dorință sexuală. He had a desire to become big. El a avut dorința să devină mare. He became the devil not because of sexual desire but because of pride. El a devenit diavol nu datorită dorințelor sexuale, ci datorită mândriei. Not because of anger or murder. Nu datorită mâniei sau crimei. Not because he stole something in heaven. Nu pentru că a furat ceva din cer. Pride. Mândria. Now if I were to ask believers, can you make a list of the biggest sins? Dacă le-aș cere creștinilor să-mi facă o listă cu cele mai mari păcate, cred că toți ar scrie, primele trei sunt crima, furtul și adulterul. That is what everybody in the world will also write. Și asta ar scrie toți din lume. Murder, adultery, stealing. Crimă, adulter și furt. But look at the Gospels. Dar uitați-vă la Evanghelii. See what Jesus preached against. Iată împotriva cui a vorbit Isus. What is the sin of the Pharisees? Care a fost păcatul fariseilor? It was not murder, adultery, stealing. Nu crimă, adulter și furt. It was pride. A fost mândrie. And that is the biggest problem that God finds it so difficult to deliver his people from. Este cel mai greu lucru de care Dumnezeu îi eliberează de oameni, mândria. The first book written in the Bible was the book of Job. Prima carte scrisă din Biblie este cartea Iov. I want you to turn there for a moment. Vreau să deschideți acolo puțin. Job lived before Moses. Iov a trăit înaintea lui Moise. Moses wrote Genesis. Moise care a scris Geneza. And Job was written before Moses. Și Iov a fost scris înaintea lui Moise. So Job is the first book of the Bible even before Genesis. În concluzie, Iov este prima carte scrisă chiar înainte de Geneza. And out of all the 66 books in the Bible, și din cele 66 de cărți ale Bibliei, the only book that has no connection with Abraham, Isaac and Jacob is Job. Singura carte care nu are nicio legătură cu Avram, Isaac și Iacov este cartea Iov. All the other books have some connection with Israel. Toate celelalte cărți au o legătură cu Israel. But not Job. Dar nu și Iov. He had no connection. He lived before Abraham. El a trăit înainte de Abraham, de Avram, n-a avut nicio legătură cu el. And then you realize this is the first book that God wrote for man. Și ne dăm seama că este prima carte pe care Dumnezeu a scris-o pentru oameni. I believe it was written by Job himself. Eu cred că a scris-o chiar Iov însuși. Because nobody could write all these details of conversations unless he heard it himself. Pentru că nimeni n-ar putea scrie atâtea detalii din conversații decât dacă nu a avut el însuși acea discuție. And when God wants to write a book for man. Și când Dumnezeu vrea să scrie o carte pentru oameni. What is the first book he writes? Care este prima carte pe care o what dedică? What is the subject of the first book that he writes for man? Care este subiectul primei cărți scrise de Dumnezeu pentru oameni? It's not about how he created the world. Nu este despre cum a creat el lumea. That is the second book, Genesis. Asta e a doua carte, Geneza. The first book is Job. Prima carte este cartea Iov. And that's not what he's talking about. Și nu despre asta vorbim. When he writes a book for man, the first book he writes is about how he disciplined one of his children. Prima carte pe care a scris-o Dumnezeu oamenilor este despre cum își disciplinează el copiii lui. That is how important God considers discipline. Atât de importantă consideră Dumnezeu disciplina. Because Job had many good qualities. Pentru că Iov era un om cu multe calități. Think of a man whom God can give a certificate. Like this. God can give a certificate like this. Gândește-te despre un om căruia Dumnezeu i-ar putea să dea un certificat ca acesta. To the devil, chapter 1 verse 8. În Iov 1 cu 8. Satan, Satan, have you considered my servant Job? Ai văzut pe robul meu Iov? There is no one like him in the whole earth. Nu-i nimeni ca el pe pământ. Job 1 verse 8. Yes. Blameless and upright man. Este un om fără prihană și curat la suflet. Fearing God and turning away from evil. Care se teme de Dumnezeu și se abate de rău.
la rău. I tell you, if God can give a certificate like that about you or me, it'll be wonderful. Eu spun, dacă Dumnezeu ar putea să facă o astfel de mărturie despre tine sau despre mine, ar fi minunat. The best, most godly man on the whole earth. Unul dintre cei mai vlavioși oameni de pe pământ. And not only that. Și nu doar atât. He used to pray for his children. Iov obișnuia să se roage pentru copiii lui. He didn't have 3 or 4 children, he had 10 children. N-avea 3 sau 4 copii, avea 10. 7 sons and 3 daughters. 7 băieți și 3 fiice. We read that in verse 2. He had 7 sons and 3 daughters. Avea 7 fii și 3 fete. And they were all grown up. Toți erau majori. They were all living in their own houses now. Fiecare trăia la casa lui, copiii. And whenever it was the birthday of any one of them, they would invite all the other children to celebrate their birthday party. Când era ziua de naștere a unui dintre copii, el îi chema pe toți ceilalți și avea o sărbătoare, un party împreună. And they would have a feast there for a few days. Și avea o petrecere care dura câteva zile. And then we read in verse 5. Apoi citim în Iov 1:5. When all the birthday feasts were over, când treceau zilele de ospăți, Job would call his 10 children. Come to my house, my children. Iov chema pe toți cei 10 copii ai lui acasă la el. And they would come. Și veneau. I tell you, when your grown-up children can listen to you, you brought them up well. Înseamnă că ești un părinte bun dacă cei 10 copii ai tăi maturi te ascultă și vin la tine când îi chemi. Să fie matur, să trăiască în casa lui. And you tell them, children, come, I want to pray for you. Și să îi chemi, să le zici, veniți copii la mine, vreau să mă rog pentru voi. All come. Și toți au venit. That really teaches me something about Job. Asta îmi spune ceva despre Iov. And he says, okay, now children, I want to pray for you. Și spune, acum copii, vreau să mă rog pentru voi. And they say, dad, what do you want to pray for? Tată, pentru ce vrei să te rogi? Perhaps last part of verse 5, you may have sinned during these days in your heart. Poate că ați păcătuit, ați supărat pe Dumnezeu în inima voastră în ultima parte. I don't know whether you did anything externally. Nu știu dacă ați făcut ceva păcat extern. But I know the tendency of people is to sin in their heart. Dar știu tendința omului de a păcătui în inima lui. What a father he was. Ce tată era Iov. Concerned that his children may have sinned in their heart. Îi păsa că poate copiii lui au păcătuit în inima lor. How many of you fathers are like that? Concerned that your grown-up children may have sinned in their heart against God. Câți dintre voi taților vă preocupați de faptul că poate copiii voștri au păcătuit în inima lor înaintea Domnului? Job had no Bible. Iov n-a avut Biblie. No conference. N-a avut nicio conferință. No elder brother. N-avea presbiter. No understanding of Jesus Christ. Nu știa nimic de Iisus Hristos. No Holy Spirit dwelling in his heart. N-avea Duhul Sfânt în inima lui. But he had a fear of God. Dar avea în schimb teamă de Dumnezeu. And he would pray for his children. Și el se ruga pentru copiii lui. We have so much more than him. Noi avem atât de mult față de el. We say we are born again. Noi spunem, noi suntem născuți din nou. We are filled with the Holy Spirit. Noi suntem umpluți cu Duhul Sfânt. We speak in tongues. Ne vorbim în limbi. Job never spoke in tongues. Iov n-a vorbit niciodată în limbi. But he had more fear of God than a lot of people who speak in tongues. Dar avea mai multă frică de Dumnezeu decât de mulți care vorbesc. He had more burden for his children than a lot of parents who speak in tongues. Îi păsa mai mult de copiii lui și avea o povară pentru ei mai mare decât au mulți părinți care vorbesc. And his children respected him more than a lot of children respect their parents. Și copiii lui respectau mai mult decât respectă unii copii pe părinții lor care vorbesc. What a wonderful man he was. Ce om minunat era Iov. And not only that. Și nu doar atât. You see in chapter 29. Vedem în capitolul 29. The type of man he was. Ce om era. He says that when he went, Job chapter 29 and verse 11. Versetul 11. He says, whenever anybody heard me speak, they blessed me. Urechea care mă auzea mă numea fericit. And whenever anybody saw me, they gave witness about me. Și ochiul care mă vedea mă lăuda. Because, verse 12, I delivered the poor person who was needy. Că scăpam pe săracul care cerea ajutor. And any orphan who had no helper, I would help him. Și ajutam orfanul lipsit de sprijin. Verse 13, the somebody who was dying, I would go and help him. Umbleam de bucurie inima văduvei. Și dacă era cineva pe moarte, l-ajutam. And if there was a widow, I would bring a song into her heart. Aduceam bucurie în inima văduvei. What a man he was. Ce om era el.
He cared for the weak and the poor and the widows. Îi păsa de cei slabi, de cei nenorociți, de vedovi. And verse 15. Și în versetul 15. If he saw a blind man, he would help the blind man to cross the road. Dacă vedea un orb, ajuta orbul să treacă strada. And if he saw a lame man, he would help that lame man to go where he wanted to go. Și dacă vedea un șchiop, îl ajuta pe șchiop să treacă. And verse 16. Și în versetul 16. If he saw a needy person, he would help that needy person. Dacă vedea un om în nevoie, îl ajuta. What a man he was. Ce om era Iov. Chapter 31. În versetul 31. Verse 1. Capitolul 31 cu 1. He was pure, chapter 31 verse 1. Era un om pur. He says I made a covenant with my eyes. Spune, l-am făcut un legământ cu ochii mei. Now remember, Job is not 20 years old. Țineți minte că Iov nu era un om de 20 de ani. He's a grandfather. Era bunic. He must be 60 years old. Avea vreo 60 de ani. How many 60-year-old people make a covenant with their eyes? Câți oameni la 60 de ani fac un legământ cu ochii lor? I will not look at a woman who is not my wife. Să nu mă uit la o femeie care nu este soția mea. What a man he was. Ce om era Iov. He had never read Matthew chapter 5 which says if you lust after a woman you committed adultery. El n-avea Matei 5 unde spune că dacă poftești în inima ta o femeie și curvi cu ea. How did he learn this? Dar de unde știa el asta? That I should not gaze upon a virgin. Să nu îmi opresc privirile asupra unei virgine, unei fecioare. He's not talking about committing adultery. Deci nu vorbește despre a comite adulter. He's just talking about looking at a pretty girl and just admiring her. Vorbește doar despre a te uita doar la o fată drăguță și a o admira. I tell you, Job puts 99% of today's believers to shame. Vă spun că Iov face 99% dintre creștinii de astăzi să le fie rușine. What was his attitude to money? Care era atitudinea lui Iov față de bani? Job 31 verse 24. Iov 31 cu 24. He says I did not put my confidence in gold or make gold my trust. Dar nu mi-am pus încrederea în aur și n-am zis aurul tu ești speranța mea. Verse 25. I did not become proud because my wealth was great. Because I worked hard with my hands and earned all this money. Nu m-am îngânfat de mărimea averilor mele și de bogăția pe care o aveam. And verse 26, I did not worship the sun. Nu m-am închinat soarelui. Or the moon. Sau lunii. I was not an idolater. N-am fost un idolatru. What a man he was. Ce om era Iov. Brought up his children properly. Și-a crescut copiii așa cum trebuie. Helped the poor. Ajuta săracii. And was pure in his eyes even when he was 60 years old. Și era pur în privirile lui chiar la 60 de ani. He had so much money but he didn't worship his money. Avea o mulțime de bani și totuși nu se închina lor. He is better than 99% of believers we see today. E mai bun decât 99% dintre creștinii de astăzi. So many proud believers who think they are so godly. Sunt atâția creștini plini de mândrie care se cred evlavioși. Read the book of Job and you will be put to shame. Citește cartea Iov și îți va fi rușine de tine. I know, I have humbled myself when I read the righteousness of this man. Eu unul m-am smerit adânc când am citit despre neprihănirea acestui om. The way he brought up 10 children. Despre cum și-a crescut el cei 10 copii. The fellowship he had as a grown-up father with all his children. Părtășia pe care o avea cu cei 10 copii adulți ai lui. The purity of his eyes when he had no Bible. Puritatea ochilor lui deși nu avea Biblie. How he did not care for his money even though he was rich. Cum deși avea mulți bani, era bogat, nu-i păsa de banii lui. I say, Lord, if I can become like Job, that itself will be a great thing. Și am spus atunci, Doamne, dacă eu aș putea ajunge ca Iov, ar fi un lucru minunat. What is the use boasting? We are born again, we are filled with the Holy Spirit. Ce rost să mă laud că sunt născut din nou, s-a umplut cu Duhul Sfânt? Don't deceive yourself. Nu vă înșelați. The Bible says if anybody thinks he's a somebody when he's a nobody, he's deceiving himself. Biblia spune că dacă este vreunul care se crede cineva, deși nu este nimic, se înșală singur. With all these good qualities. Dar cu toate aceste calități bune. There was one big sin in Job's life. A fost totuși un mare păcat în viața lui Iov. That was the biggest sin of all. Păcatul cel mai mare al tuturor oamenilor. He was proud. Iov era mândru. I am a holy man. Eu sunt un om sfânt. I don't lust after women. Eu nu poftesc după femei. I don't worship money. Eu nu mă închin banilor. All my 10 children are following the Lord. Toți cei 10 copii ai mei îl urmează pe Domnul. So when you become proud, deci când devii mândru, it's like making a beautiful dish in the kitchen with a lot of hard work.
Este ca și cum ai face în bucătărie, ai pregăti un meniu așa. Nice bowl of soup. Supă bună. And then everything is perfect. Și când totul e perfect. The chicken, the vegetables, all very tasty. Puiul, legumele, totul e foarte gustos. Job's life was like that. Așa era viața lui Iov. But then he put one dead lizard inside it. A pus o șopârlă moartă în. Oh. Do you feel like drinking that soup when you see a dead lizard floating inside it? Crezi că mai ai poftă să mănânci o supă de asta gustoasă când pui o șopârlă în ea? That is pride. Asta înseamnă să fii cu calități și să pui mândrie. With all your good qualities. Chiar dacă ai calități bune, multe. All the wonderful things you do. Toate lucrurile bune pe care all le faci. All your Bible knowledge. Toată cunoștința ta biblică. All your supernatural gifts of the Holy Spirit. Toate darurile tale. Which you are very proud of. De care ești foarte mândru. That pride is like a dead lizard inside the soup. Mândria este ca și cum ai pune o șopârlă moartă. And you don't understand that spoils the whole thing. Și tu nu înțelegi că asta strică tot. Just like you would not drink that soup, God doesn't want to touch your soup. Exact ca și cum tu n-ai mânca o asemenea supă, nici Dumnezeu nu vrea să atingă de supa asta. That's why he has to discipline you and me. De aceea trebuie să te disciplineze pe tine și pe mine. Because with all our good qualities, we ruin it with our pride. Cu toate calitățile noastre bune, noi le ruinăm cu mândria noastră. There you see the example of Job. Să privim exemplul lui Iov. And you know Job had four preachers preaching to him. Și Iov a avut patru predicatori care au venit la el și au predicat. Like we have lots of preachers preach to us. Așa cum noi avem mulți predicatori care ne predică nouă. And none of those preachers could help him. Și niciunul dintre cei patru nu l-a putut ajuta. And many preachers cannot help us. La fel pe noi mulți predicatori nu because ne pot ajuta. They don't touch the root of the problem. Pentru că ei nu se ating de rădăcina problemei. What do the preachers tell us? Ce ne spun nouă predicatorii? How to pay your tithe? Cum să-ți dai zeciuiala? How to trust God for miracles and healings? Cum să te încrezi în Domnul pentru minuni și vindecări? How to trust God for money and a better car? Cum să te încrezi în Domnul că o să-ți dea mai mulți bani și o mașină mai bună? You think that is your problem that you don't have a better car? Crezi că asta e problema ta dacă ai o mașină mai bună? Or a better house? Sau o casă mai mare? No, brother, sister. Nu, frați și surori. Your problem is not that. Problema ta nu e asta. Your problem is your pride. Problema ta este mândria ta. And that the preachers don't tell us about. Și despre asta nu prea auzim vorbindu-se. Because they themselves don't have light on their own pride. How can they tell us about it? Pentru că predicatorii sunt ei plini de mândrie. Cum să ne învețe pe noi să nu avem mândrie? I remember many years ago the Lord said to me. Țin minte, în urmă cu mai mulți ani Domnul mi-a spus. You can help others only in the areas where you have judged yourself. Zac, tu poți să ajuți pe oameni doar în acele domenii în care tu însuți ai fost schimbat și ai fost you ajutat. You cannot deliver people from the love of money if you yourself love money. Dacă tu însuți iubești banii, nu îi poți învăța pe alții să nu iubească banii. The word of God is like a two-edged sword. Cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri. And one edge must cut me before the other edge can cut somebody else. O parte trebuie să mă taie pe mine înainte ca să taie cealaltă parte pe alții. If I don't allow one edge to cut me, I cannot use the other edge to cut somebody. Dacă nu permit unei parte din tăiș să mă atingă pe mine, nu pot să îi ating pe alții. You can try to do it, but the Holy Spirit will not bear witness to that. Tu poți încerca să faci asta, dar Duhul Sfânt nu te va însoți. And so when four preachers could not deliver Job and show him his problem. Și când cei patru predicatori nu au fost în stare să-l ajute pe Iov în problema lui. What did the four preachers do? Ce au făcut cei patru predicatori? Eliphaz, Bildad, Zophar, Elihu. Și Elihu. These are the four names. Ăștia sunt cei patru. And they all were different type of preachers. Și fiecare era cu felul lui de predicare. I don't have time to show you. N-am timp acum but să detailez. One preacher was always talking about visions. Dar unul dintre ei vorbea întotdeauna despre vedenii. I saw this vision. Am văzut viziunea asta. And there are some preachers like that. Așa sunt unii predicatori astăzi. We'll talk about their visions and their dreams. Am avut o viziune și un vis. Prophecies and their miraculous experiences. That's one type of preacher. Asta e un fel de predicator. Then there's another type of preacher, one of them. Un al doilea fel de predicator. Was a legalist. Legalist. All rules and regulations. Toate legile și regulile. And another fellow was talking about things he had no experience about. Altul vorbea despre lucruri pe care el habar n-avea, nu le experimentase. And the fourth fellow was a young chap who had a lot of knowledge but no practical wisdom. Al patrulea era unul tânăr,
plin de cuvinte, dar fără niciun pic de experiență în viață. If you study that, those are the four type of preachers we see in the world also today. Și dacă ești atent, ăștia sunt cele patru feluri de predicatori de azi, ziua de azi. Almost everybody falls into one of these four categories. Aproape fiecare predicator se încadrează într-o din cele patru categorii din Iov. None of them can help a proud man. Și niciunul dintre ei nu poate ajuta un om în probleme ca Iov. Because they are talking about visions and rules and all other things. Pentru că like nu vorbesc despre decât despre visuri, reguli. So finally, și în cele din urmă, when all these people are quiet, când acești patru tac, it says in Job 38 verse 1. Spune în Iov 38 cu 1. God spoke to Job. Domnul a vorbit lui Iov. That's what we need to hear. Și asta, de asta avem noi nevoie să auzim. After all the preachers have become quiet. Când toți predicatorii tac din gură. We need to hear God. Avem nevoie să-l auzim pe Dumnezeu. And what did the preachers tell Job? Și ce au spus predicatorii lui? They were accusing him. Îl acuzau. Ah, you must have sinned. That is why you're suffering. Iov, tu ai păcătuit, de aia te bate Dumnezeu. All this sickness and the loss of money is because there is some secret sin in your life. Ai tu un păcat în viața ta pentru care ți-ai pierdut banii, familia, why boala. Did your 10 children die? De ce ți-au murit cei 10 copii? Eh, God must have seen some secret sin in their life. A văzut Dumnezeu vreun păcat secret în viața ta? Those, at least the first three of those preachers were in hand in glove with Satan the accuser. Cel puțin primii trei predicatori erau mână în mână cu Satan, acuzatorul. Many prophets are hand in glove with Satan the accuser. Așa sunt mulți profeți astăzi, mână în mână cu Satan, acuzatorul. They don't come to encourage you, they come to accuse you. Nu să vină să te încurajeze, ci să te acuze. They don't come to solve your problem, but just to show you your problem. Nu să vină să ți rezolve problema, ci să o facă mai grea. Accusers. Acuzatorii. Satan is an accuser. Satan este un acuzator. Many preachers are accusers. Și mulți predicatori sunt acuzatori. They stand in the pulpit and accuse and accuse and accuse. Se ridică la amvon și acuză. And they don't help a person to be delivered from his problem. Și n-ajută omul să fie eliberat de problema lui. They are like useless doctors who can tell you your disease but not tell you how to be cured from that disease. Sunt ca doctorii care îți spun doar ce boală ai, dar nu sunt în stare să te vindece de ea. And then you read in chapter 38 to 41. Apoi citim din capitolele 38 până la 41. In four chapters. Cele patru capitole. God speaks to Job. Dumnezeu îi vorbește lui Iov. And if you read those chapters sometime. Și dacă vei citi vreodată cele patru capitole din Iov. You'll find there is no accusation. Vei vedea că Dumnezeu nu-l acuză deloc. The Spirit of God does not accuse. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu acuză pe nimeni. When you accuse somebody, you are holding hands with Satan, not the Holy Spirit. Când tu ești unul care acuzi pe alții, ești mână în mână cu Satan, ești acuzatorul. The Holy Spirit brings conviction of sin. That is not the same as accusation. Duhul Sfânt aduce în tine convingerea faptului că ești un păcătos, dar asta nu e tot una cu acuzarea. Because when the Holy Spirit convicts of sin, he always gives us hope. Pentru că Duhul Sfânt întotdeauna când ne convinge de păcatul nostru, El ne dă și speranță. Accusation, there is no hope. În acuzație nu este speranță. Accusation is saying you're useless, you're good for nothing. Acuzarea spune tu ești un ratat, nu ești bun de nimic. The Holy Spirit doesn't speak like that. Dar Duhul Sfânt nu vorbește așa. I want to tell you this. Vreau să vă spun asta. If you hear a voice in your heart, dacă auzi o voce în inima ta, saying you're useless, care spune că ești un nimeni, good for nothing, ești bun de you're nimic, a rotten sinner, ești un ratat, un pierdut, that is always the devil. Ăsta este întotdeauna diavolul. That is accusation. Pentru că astea sunt acuze. Condemnation. Condamnări. And when you hear a preacher preach in such a way that makes you feel like that, he's inspired by the devil. Și când auzi vreun predicator predicând în felul ăsta, să știi că este călăuzit de diavol. The Holy Spirit convicts. Dar Duhul Sfânt convinge. How does he speak? Cum vorbește el? He says. El spune: My son. Fiul meu. My daughter. Fiica mea. That was wrong what you did. Ai greșit acolo. You need to give up that habit. Trebuie să nu mai continui în păcatul acela. It's not good for you. Să renunți. Nu e bine pentru tine. It will destroy you. O să te distrugă. Let me help you. Lasă-mă să te ajut. To be free from that. Să fii liber de păcatul acesta. And make you a better person. Și să fii un om mai bun. Even though you've been defeated for so many years. Chiar dacă ai fost de ani de zile înfrânt de acel păcat. I can help you to be free. Eu te pot ajuta să fii liber. Even though your children have gone astray. Chiar dacă copiii tăi s-au îndepărtat. I can help to bring them back. Eu îi pot aduce înapoi. Always a message of hope. Întotdeauna un mesaj plin de speranță. That's how I recognize the voice of the Holy Spirit. Așa recunosc eu vocea Duhului Sfânt. In my younger days as a believer. Când eram mai tânăr ca și credincios. I used to listen to the devil all the time thinking that was the Holy Spirit. Eu adesea ascultam pe diavolul crezând că ascult Duhul Sfânt.
Till God gave me a dream one day. Până când Dumnezeu mi-a dat un vis într-o zi. And in that dream I was walking back from saw myself walking back from a meeting at which I had been speaking. Și visam că mă întorceam de la o întâlnire unde predicasem. I was coming back to the room where I was staying. Mă întorceam spre casă. And I had poured out my heart preaching the word that day in my dream. Și în vis îmi dădusem inima în acea predică. But as I came back to my room, dar intrând în casa mea, I heard a voice behind me, am auzit o voce în vis în spate, saying, "That was not good enough." Spunând, n-ai predicat destul de bine. You could have preached better than that. Puteai să predici mai bine decât That was not good enough. N-ai predicat suficient de bine. I was happy at the end of the meeting. Eram fericit la sfârșitul bisericii. Dar această voce credeam eu că este la Dumnezeu care îmi spune că n-am vorbit destul de bine. I got so discouraged. Și eram atât de descurajat. And in my dream, și în vis, I said to the Lord, i-am spus Domnului, Lord, why is it you always discourage me like this when you speak from behind me? Cum ești tu așa că întotdeauna mă descurajezi? Te aud din spate cum mă descurajezi. When you speak from the front of me, you're always encouraging me. Întotdeauna, Doamne, când îmi vorbești din față, când te văd, întotdeauna mă încurajezi. But when I hear a voice from the behind, it's always discouraging. Dar când te aud vorbind din spate, întotdeauna mă descurajezi. In my dream, și în visul meu, the Lord said to me, Domnul mi-a spus, turn around and look, see who is speaking. Întoarce-te puțin să vezi cine îți vorbește din spate. And I turned around. Și m-am întors. It was the devil. Și era diavolul. As soon as I saw, he ran away. Și când l-am văzut, el a fugit. I learned a lesson that day that I have never forgotten. Și în ziua aia am învățat o lecție pe care n-am uitat-o niciodată. God had to speak to me in a dream. Domnul mi-a vorbit în vis. Now don't think that dreams are the wonderful way God speaks. Să nu crezi că visul este cel mai minunat mod în care Dumnezeu îți poate vorbi. I sometimes think that God speaks to people at night because they don't listen to him during the daytime. Eu de multe ori îmi dau seama că Dumnezeu le vorbește oamenilor prin visuri noaptea pentru că nu îl ascultă ziua. So don't think dreams are the best way. De să nu crezi că este cel mai bun mod să vorbească Domnul noaptea. It's much better to listen to him when you're awake. Cel mai bine să îl asculți când ești treaz. If you don't listen to him when you're awake, then he may have to speak to you when you're asleep. Pentru că dacă nu îl asculți cât ești treaz ziua, Dumnezeu o să fie nevoit să vorbească noaptea în vis. Some people are very proud. I had a dream. Sunt unii oameni foarte mândri, am avut un vis. I say, brother, God speaks to me when I'm awake. Spune, frate, dar mie Domnul vorbește când sunt treaz. Sometimes he has to speak to me in a dream because I'm too busy to listen to him when I'm awake. Uneori Domnul trebuie să-mi vorbească mie prin visuri că sunt prea ocupat să-l ascult ziua. But anyway, I learned a lesson that day. Oricum, am învățat o lecție în ziua aceea. And that was that God never says to you not good enough. Și a fost că Dumnezeu niciodată nu-ți va spune că nu ești bun. He always appreciates the little that we have done. Dumnezeu întotdeauna va aprecia puținul pe care l-ai făcut. How do you speak to your children? Cum vorbești tu copiilor tăi? Do you speak like the devil or do you speak like the Holy Spirit? Vorbești tu ca diavolul sau ca și Duhul Sfânt? If you tell your children not good enough. Dacă spui copilului tău nu ești bun, destul de bun. That's the voice of the devil. Asta e vocea diavolului. No wonder your children get discouraged. Și nu e nicio mirare că ai niște copii descurajați. We need to encourage them. Tu trebuie să-i încurajezi. We can say that was very good, but you can do it better. Putem spune ai făcut foarte bine, însă se poate și mai bine. Supposing my, you know, when my children were small, 3-4 years old, they would write a birthday card for me. Știți, copiii mei când aveau 3-4 anișori, îmi scriau de ziua mea, eu știu, niște rânduri pe o card, pe un card. They didn't have any money to go and buy a card. They would just take some scrap of paper and write. Și pentru că n-aveau bani să cumpere o felicitare, scriau ceva pe foaie. Those are so precious. Băzgâleau ceva acolo. Those are so precious to me. I still keep them at home. Dar acele hârtii au fost așa de prețioase pentru mine încât și acum, după atâți ani, le păstrez acasă. A little scrap of paper written by my 3-year-old son. Și am acolo o hârtie măzgulită de fiul meu de 3 ani. Dear Daddy. Dragă tată. Happy birthday. La mulți ani. All the spelling is wrong. Bine, greșit complet, scris. They don't know all the right spelling. So when I get up in the morning, I see this paper. Și când m-am sculat dimineața și am văzut hârtia asta. What do I tell them? Ce să-i spun? The spelling is wrong. Ai scris greșit gramatical. Is that what I tell them? Asta să-i spun oare? No. I'm weeping. Blângeam. I see how much my little son loves me. Uite cât de mult mă iubește copilașul. I don't care if all the spelling is wrong. Nu-mi păsa deloc că scris complet greșit gramatical. He loves me. El mă iubea. That's how God is.
Așa este Dumnezeu. God is a better father than I am. Dumnezeu este un tată mult mai bun decât sunt eu. I hope you will believe that. Sper că voi veți crede, God is a better father than you are. Dumnezeu este un tată mai bun decât noi. When he disciplines you, și te disciplinează. It's for your good. Pentru că e spre binele tău. And he won't accuse you. Și el nu te va acuza. Saying you did this wrong, you did that wrong. Ai făcut greșit asta, ai făcut greșit. You didn't bring up your children right. Nu ți-ai crescut copiii cum you trebuie. You did this, you did this. No. Ai făcut asta, n-ai făcut asta, nu. He says, my son, my daughter, I can help you to solve that problem. El spune, fiule, fiică, eu te voi ajuta să rezolvi acea problemă. I've heard believers who go to somebody and say, you got a demon. Am auzit creștini care se duc, who tell that. Predicatori care se duc la spun, tu ai un demon în tine. And they don't deliver the person from a demon. Îi spune care demon, dar nu scoate demonul din el. I said, then you should shut your mouth and don't say anything. Tăși din gură, nu mai spui nimic dacă because nu simți stare. Because now you tortured that person. Pentru că nu o să faci decât să-l torturezi pe omul acela. May not have a demon. Poate nici măcar nu are but un you've demon. Told him he's got a demon. Dacă ne-ai spus că are un demon. And now for the rest of his mind he thinks he's got a demon. Rest of his life he thinks he's got a demon. Toată viața lui o să fie stresat de ideea că are un demon în el. I have met demon-possessed people in India, America. Am întâlnit oameni posedați de diavol în India, în America. And everyone who's come across my path, always I've delivered them in Jesus' name. Și ori de câte ori am întâlnit un demon, întotdeauna l-am eliberat în numele Domnului Iisus. Every single one. Pe toți. With one sentence. Cu o singură propoziție. In Jesus' name, get out. În numele Domnului Iisus, ieși afară. But I have never told a person you have a demon. Dar niciodată n-am acuzat un om, ai un demon în tine. Because Jesus never said that to anybody. Pentru că nici Iisus nu a spus asta vreodată. Jesus always cast out the demon. Iisus nu spunea nimic, doar scotea demonii din oameni. He didn't give him an information you got a demon. Nu le dădea informații, ai un demon în tine. You read in the Gospels. Where did he say that? Citim în Evanghelie, unde a găsit asta informație? Niciodată. There is all these foolish preachers who say that. Doar predicatorii ăștia nebuni mai spun asta. If you want to follow Jesus, never tell anybody you got a demon. Cast out the demon. Dacă vrei să-l urmezi pe Iisus cu adevărat, nu informa oamenii ai un demon în tine. Scoate demonul și gata. That's how God is. Așa este Dumnezeu. He comes to help us, not to tell us what is wrong with us. El a venit să ne ajute, nu să ne spună care sunt problemele noastre. If he tells us what is wrong with us, it is to help us be free from that. Și dacă ne-a spus care e păcatul nostru, ne-a și eliberat de acel păcat. Not to torture us. Nu a venit să ne tortureze psihic. I did so many wrong things. Oh, am făcut atâtea but now there greșite. Is no solution for it. Și acum n-am nicio soluție pentru ele. Oh, I brought up my children wrong, but there is no solution for it. Mi-am crescut copiii cum nu trebuie și acum nu știu ce să mă fac. There is a solution. Este o soluție. There is no problem that God cannot solve. Nu este nicio problemă prea mare pentru Dumnezeu. That is the message I read in the Gospels. Ăsta este mesajul din Evanghelii. That if anybody came to Jesus, oricine a venit la Iisus, in the four Gospels, în Evanghelie, tot cele with patru, any problem, cu orice problemă, it's okay, we'll solve it. A spune Iisus nicio problemă, o rezolvăm. Not enough food for 5,000 people? Nu-i destul de mâncare pentru cei mii de oameni? We'll solve that. Nicio problemă, o rezolvăm. Storm is going to drown the boat? Să ne ca barca pe ape? Oh, we'll solve that. Nicio problemă, s-a rezolvat. Any problem? Orice problemă. Jesus would solve it. Iisus rezolvă orice problemă. Is there one problem that anybody came to Jesus with in the four Gospels? Știți vreo problemă în cele patru evanghelii cu care să fi venit vreunul la Iisus? Where Jesus, oh, that's a big problem. How to solve that? Iisus a fi zis, oh, mare problemă, nu știu cum o scot. Not even one. Niciuna măcar. And he is the same yesterday, today and forever. Și nu uitați că El este același ieri, astăzi și în veci. I have been a believer for 52 years. Eu sunt credincios de 52 de ani. And I have faced many problems, especially as a servant of God. Și am avut de-a face cu multe probleme, mai ales ca și slujitor al lui Dumnezeu. From the devil, from human beings, from believers. De la diavolul, de la oameni și de la credincioși. Sickness. Boală. Myself, my children. Eu însumi, copiii mei. There is not a single problem that Jesus could not solve. Nu este nici măcar o problemă care Dumnezeu nu poate rezolva. That is my testimony after 52 years. Asta este mărturia mea înaintea voastră după cei 52 de ani. Not because I am better than anybody. Nu că aș fi eu mai bun decât alții. But because I believe. Ci pentru că pur și simplu am crezut. What did I believe? Ce am crezut? I did not believe I am a great person. Nu am crezut că sunt un om grozav. I am a sinner saved by grace. Sunt doar un păcătos mântuit prin har. I tell people when I die, please write on my tombstone a sinner saved by grace. Le-am spus oamenilor, după ce mor, să scrie pe piatra mea funerară așa, un păcătos mântuit prin har. That's all I am. Zac, atât. But I have a wonderful father in heaven. Dar am un tată minunat în cer. And I have a wonderful elder brother in Jesus Christ. Și am un frate mai mare, minunat, îl cheamă Iisus Hristos. Who can solve every problem?
care poartă grijă de toate problemele mele. I have only trusted him. Și n-am făcut decât să mă încred în el. I say, Lord, I can't solve this. Doamne, eu nu pot să rezolv problema but asta. But you can solve it. Dar tu poți. I don't know how to handle this difficult person who's troubling me. Nu știu cum să lucrez cu omul ăsta care îmi tot face zile amare. I don't wish him any evil. Nu-i doresc răul. But please solve this problem. Dar te rog, rezolvă problema asta. So God spoke to Job. Deci Dumnezeu i-a vorbit lui Iov. He never accused him. Neacuzându-l vreodată. He never told him this is wrong, that is wrong, that is wrong. No. Nu spune niciodată asta este rău sau greșit. You read Job 38 to 41. Citiți Iov 38 la 41. That is how God speaks to us. Așa ne vorbește Dumnezeu. He showed Job what a mighty God he was. I-a arătat Dumnezeul lui Iov ce măreț este. He asked Job, where were you when I created this universe? Și l-a întrebat pe Iov, unde erai tu când cream eu universul? He says you can take care of a little dog as your pet, but can you take an alligator as your pet? L-a întrebat Dumnezeu pe Iov, tu poți să ai grijă de cățelușul tău de acasă, dar poți tu să ai grijă de crocodilii ăștia? You run away from an alligator. I created those alligators. Tu fugi de ei, dar eu i-am creat. And Job hears all this. Dumnezeu, Iov aude toate astea. No accusation. Dar nu aude nicio acuză. No, you're wrong, you're not good enough, nothing. N-aude, ai greșit acolo sau acolo. Just see how I created the universe. Doar iată cum am creat eu universul. I command the lightning and it goes. Am porocit luminii să apară. Look at the sound of the thunder. Prin sunetul tunetului în mâna vocea. Fearsome alligators. Și acei crocodili de demut. I control them. Eu îi controlez. And Job listens to all this. Și Iov ascultă de toate astea. What does he say? Și ce spune? Job 40 verse 4. Iov 40 cu 4. Lord, I am nothing. Iată, eu sunt nimic. I lay my hand on my mouth. Îmi pun mâna la gură. I will say nothing. Și nu mai spun nimic. When the preachers spoke to Job, he always had a big reply to give them. Când predicatorii vorbeau lui Iov, el întotdeauna avea ceva să le spună înapoi. When God speaks, his mouth is shut. Dar când vorbește Dumnezeu, Iov își închide gura. He says, I am nothing. Spune, eu sunt nimic. The number one confession you and I have to make is that I am nobody. Prima mărturie pe care tu și cu mine trebuie să o facem este aceasta. Eu sunt un nimeni. Until you have learned that lesson, you haven't learned what God wants to teach you. Nu ai învățat această lecție, nu ai învățat nimic. And the second thing you have to say is Job 42 verse 6. Și a doua lecție este Iov 42 cu 6. I retract everything I said and did and I repent in dust and ashes. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. That's all. Only two confessions. Atât, doar două mărturii. Job 40 verse 4 and Job 42 verse 6. 40 cu 6 și 42 cu 6. I am nothing. Sunt nimic. I'm nobody. Un nimeni. Some of us think we are a little bigger and better than some of the other sitting here. Unii dintre noi ne credem puțin mai buni și mai grozavi decât cei de lângă noi. You may not say that. Poate nu spui asta cu voce tare. But you think in your heart like the Pharisee. Dar în inima ta doar simți așa ca un fariseu. Lord, I'm not like some of these. Oh, eu nu sunt ca ceilalți. I'm a spiritual man. Eu sunt un om spiritual. Yeah, you need to learn that you're a nobody. Da, trebuie să înveți că ești un nimeni, ești un zero. Until you've learned that lesson, you're not ready. Până n-ai învățat lecția asta, n-ai învățat nimic. That's why God disciplines you. De aceea Dumnezeu te pedepsește. That's why you face financial difficulties. De aceea ai probleme financiare. That's why you face problems in your home. De aceea ai tu probleme în casă. And from your relatives. Și cu rudele tale. And other difficulties and sicknesses and so many things. Necazuri și God boli. God loves you so much, he's disciplining you. Pentru că Dumnezeu te iubește atât de mult încât te pedepsește. Te pedepsește ca să te învețe că ești un nimeni. It doesn't matter how many years you've been a believer. Nu contează de câți ani ești creștin. Supposing a branch has been in a tree for 50 years. Să presupunem că o ramură este într-un pom de 50 de ani. And it's produced beautiful apples for 50 years. Și 50 de ani a tot produs mere minunate. Can that branch now say? Poate oare totuși acea ramură să spună? I have 50 years experience producing apples. Am o experiență de 50 de ani în producerea. Now I don't need the tree. I'll just cut myself off and start producing. Nu mai am nevoie de pomul ăsta. O să mă duc eu însumi singură să produc mere. What will happen if you cut off that? Ce se întâmplă dacă tai acea ramură? All the 50 years experience is useless. Toată experiența ei de 50 de ani n-are niciun rost. If you're a new branch or a 50 year branch, you still are dependent on the tree. Fie că ești o ramură de 50 de ani sau una nouă tânără, ești dependentă de pom. What do we have to learn? Ce trebuie să învățăm?
Without him I can do nothing. Că fără Dumnezeu nu putem face nimic. That is one of the most important lessons every believer has to learn. Aceasta este cea mai importantă lecție pe care fiecare credincios trebuie să o învețe. And it's very difficult to learn it after God has used us in some way. Și e foarte dificil de învățat. I believe the people most in danger sitting here are the ones whom God has used in some way. Cred că oamenii care sunt în cel mai mare pericol în această biserică sunt aceia pe care Dumnezeu i-a folosit până acum într-un anumit mod. You are more in danger than all the simple believers. Voi sunteți într-un pericol mult mai mare decât ceilalți simpli credincioși. The new converts who were converted last week and all, they are okay. Convertiții care s-au întors poate săptămâna trecută, ei sunt ok. But you, whom God has used, dar tu pe care Dumnezeu te-a folosit. Oh, you're in danger. Oh, tu ești în pericol. Because you don't think now you're a nobody. Pentru că tu nu mai crezi că ești un nimeni. You know, in my church I always say this. În biserica mea întotdeauna am un cuvânt de spus. I tell people. Le zic așa. Think of what you were when you first came to this church. Gândește-te cine erai atunci când ai venit prima dată la biserică. Nobody knew your name. Nimeni nu știa numele. Nobody knew who you were. Nimeni nu știa cine ești. You were so happy to just get one seat in the back row. Te-ai bucurat numai că ai găsit un loc pe ultimul rând. And you were so thankful, Lord, that you brought me to a good church. Și ai mulțumit Domnului, Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus într-o biserică bună. But I say now some of you have been here 15-20 years. Și acum unii sunteți aici de 15-20 de ani. Everybody knows your name. Toți vă cunosc numele. And God has given you some gifts. Și poate Domnul ți-a dat niște daruri. And you think you are somebody now. Și te crezi cineva acum. You are in much greater danger now than you were 20 years ago when you first came to the church. Și ești într-un pericol mult mai mare acum decât erai acum 20 de ani când ai venit la biserică. Because 20 years ago you knew you were a nobody. Pentru că acum 20 de ani știai că ești un nimeni. Now you think you're a somebody. Acum te crezi cineva. You are a sister and you think you're somebody. Ești o soră, ești cineva. May God have mercy on you. Domnul să aibă milă de noi. You need to learn the lesson that Job learned. Trebuie să învățăm lecția pe care a învățat-o Iov. Where you can say and not just say it with your mouth. Și să poți să spui și nu doar cu gura ta. You can listen to this message. Ascultați acest mesaj. Brother Zach taught we must say we are nothing. Fratele Zac a zis că suntem un nimeni. Okay, Lord, I am nothing. Bine, Doamne, sunt un nimeni. You don't believe it in your heart. Dar nu crezi în inima ta. That's not what I mean. Nu asta vreau that să vă zic. That is hypocrisy. You don't believe it. Asta e ipocrizie pentru că you tu zici că you're somebody. Tu tot te crești but cineva. But just for name's sake you're saying I'm nobody. Dar zici pentru că ești nimeni pentru că ți-a zis Zac că nu ești nimeni. How many of you wives? Câte dintre voi soțiilor? Just because you're a little more gifted than your husband, you think you're somebody. Doar pentru că sunteți un pic mai dotate decât soții voștri, vă credeți cineva. My husband doesn't know as much as me. Oh, soțul meu nu știe cât știu eu. We sometimes have some sisters like that in our church in India. Așa avem noi unele surori în India. They come to me. Vin la mine surorile. Brother Zach. Frate Zach. My husband is not so spiritual. Fratele, soțul meu nu e atât de spiritual. I have a question. Am o întrebare. I say the Bible says go and ask your husband at home. Biblia spune să-ți întrebi soțul, du-te acasă, întreabă-l pe el. But he doesn't know. Dar soțul meu nu prea are. If he doesn't know, tell him to come and ask me. Păi dacă nu le are soțul tău, spune să vină el să mă întrebe pe mine. And like that I put that wife under submission to her. Și în felul ăsta o smeresc pe sora sub soțul ei. And all the husbands are very thankful to me. Și soții întotdeauna sunt foarte recunoscători mie. Because I am producing God's order in the family. Pentru că eu readuc ordinea lui Dumnezeu în familie. And after 2-3 times that sister will never come to me again. Vine la mine 2-3 ori surorile și gata, nu mai vine niciodată. No, he's going to brother Zach. He'll always send me la fratele Zach, că știm unde. He'll always send me to my husband. La soț. God wants you to see with all your gifts and your ability and your knowledge you're a nobody. Dumnezeu vrea să vadă că tu cu toate abilitățile tale recunoști că ești un nimeni. The second thing is Job 42:6. Și al doilea lucru este în Iov 42:6. You have to constantly repent before God in the dust. Trebuie în mod constant să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu în țărână și cenușă. I work with about 70-80 elders in about 40-50 churches. Eu lucrez cu 70-80 de prezbiteri în circa 40 de biserici. And I speak to them 4-5 times a year. Și vorbesc cu fiecare de 4-5 ori pe an. And always my message to them is this. Și mesajul meu este același tot timpul. Put your face in the dust before God always. Puneți fața în pământ, în cenușă, înaintea lui Dumnezeu. After God has used you, go home and lie down on the ground before God.
After God has used you, după ce Dumnezeu te-a folosit, go and lie on your face before God. Du-te acasă și pune-ți capul în țărână. If you can't lie on the floor, at least lie on the bed with your face down before God. Dacă nu ești în stare să te întinzi pe pământ, du-te întinde-te în pat. And repent. Și pocăiește-te. Because you have still not become like Jesus Christ. Pentru că încă n-ați ajuns ca și Iisus Hristos. I'll give you my testimony. Am să vă dau mărturia mea. I repent every single day. Eu mă pocăiesc în fiecare zi. Even yesterday. Chiar și ieri m-am pocăit. My life is a life of repentance. Viața mea este una de pocăință continuă. Every day. În fiecare zi. I say what Job said. Spun și eu ce a spus Lord, eu. Lord, I repent in dust before you. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și în cenușă. Because I have not yet become like Jesus. De ce? Pentru că încă n-am ajuns ca Isus. That means there is some area of my life still not like Jesus Christ. Înseamnă că este o zonă în viața mea în care nu sunt încă asemenea lui Isus. I'm not repenting of the things I repented of last year. Nu mă mai pocăiesc de lucrurile de care m-am pocăit anul trecut. You see, a good student does not have to study what he studied last year. Vedeți, un student bun nu trebuie să repete aceeași materie care s-a dat-o anul trecut. But if he's progressing in his education, he's learning something new this year. Dar a progresat în educație, acum învață ceva nou. And I ask myself at the end of every year. Și îmi pun întrebarea la sfârșitul fiecărui an. Have I discovered something this year which is not like Christ in my life? Am descoperit eu anul acesta ceva în viața mea ce nu este asemenea lui Hristos? Something new. Ceva nou, which I did not discover in the last 50 years. Pe care nu l-am descoperit în ultimii 50 de ani. I want to ask you. Vreau să vă întreb pe voi. We've already finished 3 months of this year. Deja s-au încheiat 3 luni în acest an. Have you discovered something this year in your life? Ai descoperit anul acesta? Unlike Christ. Ceva în viața ta care nu este asemenea lui Hristos? Which you have not discovered in all your life till now. Ceva ce n-ai mai găsit în viața ta până acum? You have not discovered anything in 3 months? N-ai descoperit nimic în 3 luni. Brother, you better come before God. Frate, trebuie să te smerești înaintea lui Dumnezeu. You need to see God. Trebuie să-l vezi pe Dumnezeu. You know when Isaiah saw God? Când Isaia l-a văzut pe Dumnezeu. Oh, I'm a man of unclean lips. A spus, sunt un om cu buze necurate. That is the mark of every man who has seen God. Acesta este semnul oricărui om care l-a văzut pe Dumnezeu. Job said. Iov a spus. Job 42:5. Iov 42:5. Till now I only heard of you with my ear. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine. But now I see you. Dar acum te văd. There's a lot of difference between hearing about the Lord in the meeting and seeing. E o mare diferență între auzi de Dumnezeu la biserică și a-l vedea tu pe Dumnezeu. I don't want to only hear with my ear about Jesus. Eu nu vreau doar să aud cu urechea mea despre Isus. My longing is to see him. Eu doresc să-l văd. In my spirit. În duhul meu. And when I see him, I say like Isaiah, Oh Lord, I see something new in my life which is not like you. Eu spun ca Isaia, Doamne, descoper ceva nou în viața mea care nu este asemenea ție. And the next verse, verse 6. Și următorul verset. I repent in dust and ashes. Mă pocăiesc în țărână și cenușă. How did he repent? Cum s-a pocăit Was it because he heard some powerful preacher preaching? Atunci când a auzit un predicator predicând cu putere? No. No. He saw the Lord. L-a văzut pe Domnul. How did Isaiah repent? Când s-a pocăit Isaia? He saw the Lord. Când l-a văzut pe Domnul. How did John fall on the face before in the dust? Cum a căzut Ioan cu fața la pământ? Not because he heard a sermon, he saw the Lord. Nu că n-a auzit o predică, ci că l-a văzut pe Domnul. When you come to a service, când vii la un serviciu în biserică, don't say, Lord, I want to hear a good message. Nu spune, Doamne, vreau să aud un mesaj bun. Say like the Greeks said in John chapter 12, I want to see Jesus. Spune ca și grecii din Ioan 12, vreau să-L văd pe Iisus. That's a lovely phrase. I really like that. Este o frază minunată, îmi place. John chapter 12. Ioan 12. Verse 21. Cu 21. There were certain Greek people who came to Philip. Erau niște greci care au venit la Filip. And said, we want to see Jesus. Și au zis, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Very good prayer when you come to a Sunday morning service. Este o rugăciune foarte bine atunci când vii la o biserică duminică dimineața. You know, Philip was a preacher. Filip era un predicator. So when the preacher is standing up in the pulpit. Deci stă predicatorul la amvon. Say, listen, we don't want to hear you. We want to see Jesus. Și vine unul din sală și spune, uite ce este. Nu vrem să te auzim pe tine, vrem să-L vedem pe Iisus. If I stand up here, you must tell me that. If I stand here, that's what you must tell me. Dacă eu stau în fața voastră, așa trebuie să-mi spuneți. Brother Zach, we don't want to hear you. Frate Zach, nu vrem să te ascultăm pe tine. We want to see Jesus. Vrem să-L vedem pe Iisus. And that's what I ask myself when I get away from the pulpit. Și asta m-am întrebat eu pe mine însumi când cobor de la amvon.
Lord, did the people see Jesus today? Doamne, oare astăzi oamenii l-au văzut pe Iisus? Or did they just hear a good preacher? Sau au auzit doar o predică bună? Did they come face to face with Jesus? Au mers ei față în față cu Iisus? And repent in dust and ashes? Și să se pocăiască în țărână și cenușă? Did they see their pride? Au văzut ei mândria lor? Then they met Jesus. Atunci. But did they have hope? Dar dacă au speranță. Or did they get discouraged because they heard a voice? Sau au fost descurajați. Because they heard a voice saying you're not good enough, you're not good enough. Pentru că au auzit o voce care le-a zis nu ești bun de nimic. Don't let them see the devil. Nu-i lăsa să-l vadă pe diavol. A lot of preachers are showing people the devil. Cei mai mulți predicatori arată oamenilor pe diavolul. When you come to a meeting, say, Lord, I want to see you. Când mergi la o întâlnire, spune, Doamne, vreau să te văd pe tine. We will learn two lessons then. Și vom învăța două lecții. I am nothing. Unu, că nu sunt nimic. And I need to repent of a lot of things in my life. Și doi, că trebuie să mă pocăiesc de multe lucruri din viața mea. That's what we learned from the book of Job. Asta am învățat din cartea lui Iov. And if you have learned that lesson from that Old Testament man. Și dacă ai învățat asta de la un om din Vechiul Testament. Many more things the Holy Spirit will show us in the New Testament. Mult mai multe lucruri ne va arăta Duhul Sfânt nou astăzi. Let's stand up. Să ne ridicăm. And let's bow before God. Și să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu. Our heavenly Father. Tatăl ceresc. We pray that your Holy Spirit will move in every heart this morning. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să lucreze în fiecare parte în aceste momente. Show us Jesus. Arată-ne-l pe Domnul Iisus. And help us to lie down flat before you. Și ajută-ne să ne trândim cu fața la pământ înaintea ta. In repentance. Prin pocăință. And recognizing that we are nothing. Și recunoscând că suntem nimic. We pray in Jesus' name. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amen.